Hai, salut, mai Golanul, și bine v-am găsit la un nou clip de Euro Truck Simulator. Asta e al doilea clip pe azi. Sper, continuăm cursa către Italia cu cheile astea, cu scândură. Da. Am dat sunetul mai încet, că am văzut că în clipul anterior era sunetul la joc prea tare. Și hai să dăm bici, zic eu. Am scos volanul, deoarece am avut probleme mari cu softul și făceau unele figuri. Vibra. Cursa spre Italia. Perfect. Dacă auzi sunetul la tastatură, asta e. Microfonul. Frânează ușor aici. Chiar dau drumul ăsta. Curba lui Dracu. Hai, tati, hai. Ajung eu în Italia, se duce Dracu cursa. Mergi încet, o dracu. Hop. Hai, tati, hai. Puțin așa ca să tastatură, comenzi, mod de joc, nu știu sigur unde era aia, dar nu-mi place așa, sensibilitatea mai mare a direcției. Perfect. Ia vedem cum se mișcă direcția acum, mai bine. Aoleu, eu dau de curbi din nou. Drumul ăsta futut cu curvi. Tu-i morții mamelui. Frânăm ușor. Hai, nu-l lua pe ăsta, nu-l lovi măcar. Frână din motor. Deci putem să luăm depășări cu ce am eu aici. Ai să-mi bag la... Perfect. Nu l-am lovit ăla. Hai că avem fază lungă, îi dăm cu faza lungă. Cred că e mai bine așa. Hai, mortule, hai! Da, merge greu, dracu. Dă-i tare. Din girofarul lui puțin. E că ne ajung... De fapt, nu știu dacă ne ajunge benzina până în Italia. Hai să merg să termin să umplu plinul, dacă chiar mai am puțin.
dus. Hai, umplim cât mai avem. Perfect. Hai, cât am plătit. Puțin. Uitați, dacă vă place această serie, puteți lăsați un like, un subscribe acolo, când nu strică, practic. Frumos liber strada la ora 23:06. Aoleu, am prins viteza aici. Nu, 2 km la oră. Pare că merge super ok. Da, mesaj. Hai că urcă la 650 de cai putere. Trebuie să fac racheta aici. Sper doar că mă aud ok. Am făcut o mică curățenie pe canal, fiindcă am avut niște clipuri de când eram mult mai mic și m-am gândit să le șterg. Nu le-am dat privat, doar le-am șters fiindcă nu mi-a plăcut. Adică eram mic și nu gândeam. Acum sunt mai mari și nu gândesc deloc aproape. Dar cel puțin e mult mai ok acum că mi-ai curat canalul. Liberă strada, perfect. Accelerează. Am schimbat din greșeală, am dat în... am scos din viteză. Registrează. Registrează, perfect. Să dăm bătaie ca să ajungem unde trebuie. Ia, mă iau în depășiri. Ce dracu, Skoda? Căcatul dracu. E vrea tu fraierule. Vom începe pe aici.
Te-aș spăla tot chestia din față, cred că tot spre Italia mergi. Sper, zic eu. De fapt, și aș spera că, până la urmă, e single player. Da. Vedem pe mapă. Cât mai avem de mers? Oho, tati, cât e de mers aici. Nu știu dacă terminăm și cursa asta. Nu clipul ăsta, dar să zicem. Hai, tati, dă-ți și faci, mergi în jetul. Am venit să mai fac live stream-uri, dar nu cred că o să mai fac live stream-uri pe YouTube cel puțin. Nu prea îi văd rostul unui live stream atât timp cât nimeni nu se uită la el, adică maxim 3 persoane erau pe live-urile trecute și am zis să scot din schemă ideea cu live stream-urile. Dacă îi las pe ăștia fără vedere, cu faza mea lungă. M-a luat ăla cu Skoda. Liberă stradă, perfect. Ce alt prost. O tingă tu, mătii. Hai, pe curba să o luăm frumos fără să ne răsturnăm. Op! Valeu, mami. Ce curba aici. Sensibilă curbă, dar îi dăm tare. Să reușim să o luăm. Aventura îmi dai dracu. Abia am făcut plenul și deja am consumat o liniuță din aia, 144 de litri, cam așa era, o linie din aia. Consumă multă dracu, rapanul ăsta. O să văd cum fac rost de un, să iau unul de la Scania și să-l vând pe ăsta. Benzinării la toate colțurile. Imediat ce îmi voi lua un procesor mai ok, eu joc multe chestii mai bunicele față de ce joc eu de obicei. În fine. Voi vedea. O să fac mai departe pe canalul meu, fiindcă nici eu nu știu deocamdată ce o să fac. N-am un setup chiar așa de bun și... Na. Sper doar să fac ceva cu el. Să-mi bag pula luminile astea, fac lumină ca ziua. Să mor din... Hai să dăm bici. Hai să luăm pe rapanul ăsta. Cu putem, dar nu putem.
enervează cam toate, de fapt toate tier-urile din Euro Truck Simulator 2, varianta single player, merg cu maxim 90, 91, maxim la atingi 91 km/h, pe când în multiplayer atingi și 150-160 km/h, depinde de tier-ul pe care îl deții, știi? Cam asta e toată șmecheria. O să mă opresc aici pe marginea la aici pe marginea curbei astea. Opa aici. Îi blochez așa circulația de asta. Da. Cam atât și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dați un like, un share și ne vedem data viitoare. Salut!